Subiectul războiului din Ucraina a fost discutat și la această ședință a Parlamentului. În loc să desfășoare dezbateri referitoare la proiectele de lege, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și deputații PAS au făcut un schimb de replici. Discuțiile au pornit după ce deputații PAS au întrebat ce se întâmplă în Ucraina și cine se face vinovat de război. Rusia a omorât patrioți moldoveni care își apărau țara în Transnistria în 92. S-a asigurat pe durata 30 de ani că politicienii rămân corupți și conectați la un singur furnizor de energie și respectiv au ținut țara asta în robie. Au furnizat polittehnologi care au ajutat partidele care slujesc Rusia să fie alese, ca de exemplu cu ajutorul tehnologilor politici ruși a fost votat actualul primar al capitalei, care a avut, conform raportului recent al Departamentului de Stat, contacte cu FSB-ul rusesc și nu a informat publicul despre asta. Eu vreau să folosesc această ocazie să întreb încă o dată fracțiunea BX ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Discuțiile s-au axat pe acest subiect și în contextul deconectărilor masive de curent electric în Republica Moldova, parvenit în seara zilei de marți. Mai ales în lumina la ce s-a întâmplat alaltăieri, când din cauza bombardamentelor rusești în Ucraina, jumătate din populația Republicii Moldova a rămas fără curent. Vreau încă o dată să întreb, poate pe domnul Bolea, dacă tot a fost la tribună, ce este în Ucraina? Este război? Și cine este agresorul? Să ne spună direct și deschis, că întrebăm deja de jumătate de an și nu primim un răspuns. И давайте мы сделаем вначале перед заседанием парламента какие-то политические дискуссии, политическую трескотню, которые не имеют никакого отношения к законодательной нашей деятельности. Într-adevăr, întâi подлость, când se începe, deci un război, nu vopros, кто подонок, care a început război? Да? Я că aici trebuie de început, кто подонок, care a început acest război? Și în 92, cine primul împușcat? Da, deci polițiștii noștri, deci la Bender, da? Și cine-i podonul acela care a împușcat primul polițiști și i-a băgat în mormânt? Și cine-i podonă și care a băgat aproape 200 de polițiști în pământ, care s-au dus să-și apere integritatea Republicii Moldova? Cine a început tot asta? Nu vă mai ascundeți după deget. Cine primul a anexat Crimeea? Cine a început sau cine o ridicat și au făcut fel de fel de republici separatiste pe teritoriul tuturor spațiului ex-sovietic, începând cu Carabahul de Munte, Transnistria și multe alte lucruri, apoi Lugansk, da, și e ca cine? Cto podonok? Cu o replică a venit deputatul Vasile Bolea, care a menționat că războaie au fost și o să fie, iar istoria o să-i judece. Războaie au fost, sunt, din păcate, și din păcate ele o să fie, deoarece războiul este conform scrisului unor specialiști o continuare a politicii. Orice război trebuie să fie condamnat. Cum condamnăm distrugerea acestor state cum este Iugoslavia în anii 90, război, să vă aduc aminte de cine a fost început. Să o țineți minte. Cum a fost distrusă Libia, Siria, de către statele care pe noi ne-au ajutat, dar cele state i-au distrus, referitor la acțiunile militare care au, la războiul care are loc în Ucraina. Finalizați, vă rog, nu cred că e cel mai interesant, dar finalizați. Cel mai interesant, domn președinte. Acest război, într-adevăr, eu sunt de acord cu axacalul nostru, cu domn Smirnov, durează de mai mult de 8 ani de zile. Și în acest război au decedat copii nevinovați. În acest război au fost arși oameni în Dom Profsoiuzov din Odessa. În acest război, stimați colegi, voi ați uitat, au fost uciși doi cetățeni conaționali de-ai noștri. De către o dronă din partea ucraineană. Eu nu îi judec nici pe unii, nici pe alții, să-i judece istoria. Dar în memoria celor copii decedați în Lugansk și Donetsk, în memoria celor care au fost arși în casa sindicatelor din Odessa, în memoria celor doi cetățeni de-ai noștri care au fost uciși de către o dronă ucraineană, eu propun
un minut de reculegere. Vă mulțumesc. Domnul Băluțel. Hai să ne ridicăm. Eu am să vorbesc. Tot în cadrul ședinței de astăzi, 17 noiembrie, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au cerut instituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru a examina modul în care a fost organizat concursul pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.